Pentru amatorii de tehnică, turbocompresorul este marca IHI, model RHF3. Nu am informația dacă este cu geometrie variabilă sau nu. La modelul Abarth 500 de 135 de cai, compresorul care are cam același cod este cu geometrie variabilă, ceea ce mă duce cu gândul că și acest turbocompresor are tot geometrie variabilă. Zona de admisie a aerului pentru climatizare o vedem aici, iar zona de admisie a aerului pentru combustie începe de undeva de aici, deci aerul intră pe aici. În mod evident, trebuie să fie intercoolere acele două chestiuni, nu poți la un asemenea nivel de performanță să obții 160 de cai putere dintr-un motor, fie el și supraalimentat, fără a avea intercoolere. Îmi pare rău că nu am putut afla la timp informația. Cam asta ar fi sistemul de propulsie al modelului Abarth 500 SS. În mod evident, reglajele scaunului sunt manuale. Cursă foarte corectă, lungă, dar în același timp nu te lasă să lovești cu genunchii în bord. Avem și un reglaj pe înălțime, situat undeva în dreapta, lângă maneta de frână de mână. Care de asemenea te ridică destul de mult. Lucru foarte util, ținând cont de faptul că centura de siguranță nu are reglare pe înălțime și dacă nu îți poziționezi scaunul cum trebuie, te va jena la gât. Pentru reglarea pe verticală a spătarului scaunului șoferului se folosește această rotiță și de asemenea și la pasager avem o rotiță identică. Volanul, folosind această pârghie, îl putem regla în înălțime cu o cursă medie, aș spune. E normal cumva că la un autovehicul sportiv să ai reglaje destul de sumare, pentru că orice fel de echipamente în plus înseamnă greutate mare și acest lucru dăunează performanțelor. Iată pedalierul. Se observă clar că este un pedalier sportiv. Avem și loc de odihnă pentru piciorul stâng. Clapeta roșie folosește la deschiderea capotei motorului. Iar în partea stângă mai avem un mic spațiu de depozitare. Fața de ușă cu un sistem destul de interesant de deschidere. Reglajele pentru oglinzi. Avem oglinzi reglabile electric, fără pliere. Un buzunar de mari dimensiuni. Și bineînțeles o porțiune a sistemului audio, un difuzor de dimensiuni de asemenea destul de mari. Totul este plastic cu o combinație în această zonă de textil. Par de bună calitate, adică la nivelul la care te aștepți, ținând cont de destinația acestei mașini. Volanul este foarte plăcut. Deși conține elemente comune cu Fiat și Alfa Romeo, lucru absolut normal și evident, totuși pare cel mai sportiv din ce am întâlnit până acum. E mult mai sportiv chiar și decât la Giulietta. Are o personalitate aparte care nu vine doar din sigla Abarth,
ci și din faptul că este îmbrăcat în piele, cusută cu ață roșie. Evident, se observă și cascheta care acoperă instrumentele din bord, că este îmbrăcată puțin în piele și de asemenea cusută cu ață roșie. Un volan deosebit de plăcut și iarăși interesant, decupat la bază, deci ne spune și acest lucru că e un volan sportiv. Comenzi pentru sistemul Blue și sistemul audio, le regăsim în stânga și în dreapta volanului. Claxon poziționat corect. Și desigur, sigla Abarth, nu o să intru în comentarii acum legate de istorie sau chestiuni de genul acesta, sunt foarte ușor de găsit în ziua de azi datele despre firma Abarth. Important e să spunem că Abarth este pentru Fiat, dacă vreți, cum este M-ul pentru BMW sau AMG pentru Mercedes. Deci vorbim de, practic, versiunile sportive ale unor mașini de serie. Comenzi clasice în spate, adică manete pentru semnalizare și aprinderea luminilor, precum și pentru acționarea ștergătoarelor de parbriz și a ștergătorului de lunetă. Contactul, să admirăm un pic bordul. Trebuie să recunosc că la ultimele modele testate din grupul Fiat Alfa Romeo și implicit și la acest model Abarth, am apreciat ergonomia, în ciuda faptului că unele butoane sunt puse cumva neobișnuit, gen butoanele de aprindere a farurilor de ceață și a stopului sau stopurilor de ceață. Totuși, tot ce avem în materie de comenzi la acest Abarth este ușor de folosit, la îndemână. Niciodată nu stai să te gândești oare unde sunt butoanele sau chestii de genul acesta. Dacă ceva mă incomodează într-adevăr în utilizare, sunt cele trei butoane, meniu și reglaj pe înălțimea farurilor. E destul de greu să ajungi la ele, te încurci fie în manetă, iar ca să le comanzi prin volan, sigur că acest lucru se poate face numai cu mașina stând pe loc, în condiții de siguranță. Să continuăm cu prezentarea bordului. O să vă spun o scurtă poveste pe care am aflat-o de la responsabilii Fiat, de unde am luat, bineînțeles, acest automobil. Și anume faptul că aici, în această zonă, se introduce, observați că e un sistem prin care se poate cupla un sistem la acest Abarth. E vorba de un fel de calculator, dacă vreți, pentru competiții, deci un Trip Master, cred că se cheamă, nu sunt foarte familiarizat cu termenii. Adică un dispozitiv care te poate ajuta să îți controlezi atunci când faci niște ture pe circuit cu mașina, să-ți controlezi performanțele, să vezi anumite chestiuni legate de accelerație laterală, frânări, viteze, performanțe pe tur. În orice caz, un gadget destul de interesant. Nu știu cât de util este în conducerea de zi cu zi a mașinii, chiar și sportivă, pentru că, în general, informațiile venite de la un astfel de sistem îți sunt de ajutor atunci când efectuezi același parcurs de mai multe ori, în așa fel încât să-ți poți îmbunătăți propria performanță. Însă ineditul, story-ul, dacă vreți, este că mașina aceasta a avut un astfel de sistem care în frumoasa noastră țară a fost furat, bineînțeles, arătând cumva ca un GPS, deci având un ecran. Un binevoitor a spart geamul mașinii, nu la noi, nu ni s-a întâmplat nouă, e o poveste mai veche, însă era interesant să îl vedem. Din păcate a fost furat, s-a spart și geamul mașinii pentru asta, adică ne reamintește încă o dată acest aspect în ce țară trăim.
Mai ales că respectivul sistem este inutilizabil în alt scop și nici măcar la o altă mașină nu poate fi folosit, fiind calibrat în mod evident pentru computerul acestei mașini și ca atare cine l-a furat, practic l-a furat degeaba. Să revenim la abarturile noastre, ca să zic așa. Observăm aeratoare ale sistemului de climatizare, sistemul audio. Apoi mai jos un buton care comută între modul normal și modul sport al mașinii. Butonul de avarie. Acționare, faruri de ceață și respectiv stop sau stopuri de ceață. Mai jos sistemul de climatizare. Și iar un pic inedit. Inedit pentru marea majoritate a mașinilor, însă nu inedit la grupul Fiat. Butoanele pentru deschiderea, închiderea geamurilor electrice sunt poziționate așa cum le vedeți pe consola centrală. Și sigur că îți trebuie un pic de timp să te obișnuiești cu ele, însă în momentul în care conduci mașina mai mult timp, imediat îți intră în instinct. Apoi avem maneta din care schimbăm vitezele. Observați că are doar 5 rapoarte. Am fost dezamăgit, sincer, când mă așteptam la o astfel de mașină sportivă să aibă 6 rapoarte, însă în momentul în care mergi cu ea, îți dai seama că poate că e mai bine cu 5 rapoarte. E clar că mașina nu este făcută să ruleze pe autostradă cu 180 de km pe oră și să filmezi și să te simți bine în acel timp. E o mașină sportivă care trebuie să dea maximum de performanță. Surprinzător, o să vedem atunci când vom merge pe autostradă că merge foarte bine. Surprinzător era în ghilimele, bineînțeles. Considerații pe scurt despre cum schimbă mașina. Schimbă scurt. O să vă și arăt acum cât de repede schimbă vitezele și ce scurt. Și bineînțeles, același feeling pe care l-am avut și la Alfa Romeo Giulietta, adică un schimbător puternic, un schimbător, nu ți este frică să schimbi vitezele dur, să tragi de manetă. Am mai explicat și atunci la Alfa Romeo Giulietta faptul că sunt unele autovehicule, chiar sportive dacă vreți, la care ai un sentiment de jenă așa atunci când schimbi vitezele mai dur, ție să nu se rupă, să nu rămâi cu maneta în mână, ca să fiu popular. Remarcăm și aici faptul că avem cusăturile acelea în zigzag cu ață de culoare roșie. Poziția schimbătorului este excelentă. Observați cât de scurtă este distanța de la volan la schimbător. Deci practic schimbi, drumul parcurs de mână de la schimbător la volan și invers este foarte scurt, sportiv. Nimic de reproșat la acest capitol. Mai departe, o consolă inferioară în care găsim două suporturi de sticle sau pahare, așa cum le văd, având o distanță destul de mare până la consola centrală, cred că sunt complet funcționale, nu cred că sunt probleme în folosirea lor. Avem o scrumieră de tip amovibil, care poate fi amplasată în, fie în aceste suporturi, fie în cele pe care le vom vedea imediat. Mufa USB, conectată bineînțeles la sistemul audio și cu inscripția celebră deja, Designed by Windows Mobile.